Așa, da? Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online de TV de matematică. Tema pentru acasă, clasa a doua. Clasa a doua. Suntem pe 3.04. 2018. După vacanța asta, mini vacanța asta. Mai, domn profesor, 04? 05. Da? Gata, pe noi și-am fi 4. 4, da. Sigur că da. Și suntem gata, pregătiți să atacăm o altă lecție, da? Mario, la ce te-ai gândit? La ce putem face să facem plățirea? Algoritmul plățit, l-am tot că parte, da. Am discutat de, nu? Da. 218 împărțit la 3. 218 împărțit la 3. La 3. Mi-a dat o problemă. Nu, mi-a dat 3. Domn profesor, da. 218 împărțit la 3. Ia să vedem. Chiar așa. 218 scuza, împărțit la 3. 3. Dar la școală ai început să faci împărțit. Nu? Da, am făcut. Dar nu cu 200. Am făcut cu... Am făcut ca tablă la 81 împărțit la 9. A, așa, inversul, da? Mm-hmm. Da. Da. Acele care să le ai deja știute tu. De la 9 sunt împărțirea cu 9. Păi, dacă tu ai zis 218 împărțit la 3, practic, noi avem la dispoziție 200. Cum mai? Nu mai știu, dar cu vacanța. Eu zic ieri, deși n-am venit o săptămână. Ieri. Așa. Putem să schimbăm 218 în 180 și adăugăm 3. 180. Se împarte exact. Că 180 se împarte exact. De la 6. De 6 ori. Am înțeles. Dar 21. Dar 21 s-ar împărți exact. La 7. Vezi? Se împarte la 3 și face 7. Da? Deci, practic, dacă luăm o singură cifră aici, 3 în 2 nu se poate. Nu. Și atunci facem o echipă din două cifre. Da? Și facem pe 21. Și 21 se împarte la 3? Da. Deci 7. Va fi egal cu 7. Și vezi? Prima cifră care se construiește este asta corespunzătoare echipajului acesta de aici, de două cifre. 7. 7 ori 3 fac 21. Și iată, n-a mai rămas nimic. Nu? Sau 0. Tu zici 0. Coborâm pe 8. Nemai fiind aici nimic, 8 e singur. Și acum, 3 în 8, de câte ori sunt? Poate? Două. De două ori. Nu merge 3 ori, că dacă ai fost 9, ai fost fericit, da? Deci, de două ori. Punând pe 2 după 7, de fapt, 7 a căpătat poziții de 10. Da? 7 a căpătat poziții de 10 și 2 de unități. Deci vezi tu construcția asta care se face punând, pentru că noi am început-o de unde împărțirea? De la dreapta, de la cel mai mare, da? De la stânga, de la cel mai mare, și punem construcția, cum înaintăm aici, spune-te, aici este secretul, cum înaintăm coborând câte o cifră, în data adăugăm o cifră aici în dreapta. Deci ne ducem în dreapta și spre dreapta construim și câtul. Ăsta se numește cât, cât. Câtul împărțirii. Cât obținem la împărțirea asta? Deci 2 ori 3, 6. Și ce rămâne aici? 2. Dacă ar mai fi, aș mai cobor lângă 2, nemai fiind, ăsta e restul. Rest. Da? Restul. Da. Și acum, proba este așa. 72 plus 2, 74. 73 ori 3. Cum? Cum facem? 72 plus 2. Nu! Întâi îi mulțim cu 3. Și până adunăm cu 2. Care e ordinea operațiilor? Să vezi așa. De ce? Pentru că, iată, acum am spus. Ordinea efectuării operațiilor. 72 plus 2 ori 3. Deci 72 ori 3. Deci, că doar așa am împărțit la 3 și am obținut pe 72 și plus restul care ne-a rămas. 2. Și ar trebui să facă de împărțitul. 218. Poate face... calculat? Nu știu. Eu pun un semn de întrebare. Calculat? Să vedem dacă este treabă bună asta.
de 72 ori 3 plus 2 dacă fac 218. Ce părere ai? Ia să vedem. Nu. Nu fac? Nu fac atât, atunci... 188. 188. Tu știi că în momentul ăsta ceva nu e în regulă. Ori am greșit noi la împărțire, ori la mulțire acum. Ia să vedem. 3 ori 2? 4 ori 6. 6. 3 ori 7? 3 ori 7. 21. 2. Da? 21. Deci 3 ori 2, 6. Că așa ai și spus tu când am fost invers. 21 împărțit, da? Când ai zis proba, nu? 7 ori 3, 21. Deci 21 împărțit la 3 ori 7, 21. Și iată, eu țin acolo 216, la care punem plus 2 și fac 218. Asta este secretul mare. De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Așa, asta e legea cea mai importantă. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Este așa spusa teorema împărțirii cu rest. Toată povestea asta. Deci teorema împărțirii cu rest. Ești fericit, Mario, pentru că ai pus mâna pe o chestiune care îți va fi, va rămâne în sufletul tău toată viața. Deci de împărțitul ăsta, de împărțit, adică cel care este gata pentru a fi împărțit. Da? El se împarte. Împărțitorul, deci de împărțitul, împărțitorul, ăsta este câtul și restul aici. Și proba asta o facem. Vreți să mai încercăm o împărțire? Bine. Dă tu un număr pe care să-l împărțim la un altul și să vedem câtul și restul. Să mă gândesc acum. Da, întâmplare, să vedem ce ne iese. Nu e bun de gădeamă. Sigur că, pentru orice două numere care fixezi, găsim un cât și un rest unic. Te rog, întâmplare. Să mă gândesc. Nu e mult de gândit aici. Zi, 785. Nu știu așa. 800. 811. 811. Împărțit la, spunem tu, 811 împărțit la? 9. La 9. Corect. La 9. Este egal cu. Eu știu ce rest poate să-mi dea. Ce? Restul nu poate să fie mai mare decât împărțitorul. 8, 7. 8, 7, 6, 5. 0. 1 până la 8. Că dacă spun că dă restul 9, e o prostie, că mai merge odată la 1. Da? Că prin 9 împărțim. Deci restul totdeauna e mai mic decât împărțitorul. Foarte important. Spune-mi acum, hai. 81 împărțit la 9 este egal cu 9. Da. 9 ori 9, 81. Așa. Bănesc că așa l-a lasă să gândit. 81. 1. Ne coborâm. Coborâm. Ne uităm trist la el, că e mic. Nu mai are pe nimeni în față. 9 împărțit la 1. 1 împărțit la 9. 1 împărțit la 9, nu se poate. Nu se poate. Și ăsta rămâne, dacă aș pune de 0 ori. Și dacă aș mai da o cifră. Chiar așa. Hai să spunem că ar fi numărul următor. 8.110. 8.110. Și acum, fiindcă mai avem, am ajuns până aici cu coborâtul, zicem așa, 9 în 1 merge de 0 ori. De 0 ori. Și coborâm cealaltă cifră. 0. 0. Și face cât acum? 10. 10. Și 9 în 10? Cum? Odată. Odată. Da? Merge odată. Da. 10 e mai mare decât 9. Merge odată. 1 ori 9 ori 9. Și restul cât este aici? 1. Ia să vedem, mă, chiar așa, 1110 ar fi egal cu cine? Cum? Păi vezi, facem 909. 900? 1 plus 2, 1. Nu, 901? Nu plus. Uite, 901 ori împărțitorul. Câtul ori împărțitul. Păi am spus 901 împărțitorul, 9 ori 9.
Ai, așa, n-am fost atent. Nu auzim nici eu. 201 ori 9. Plus 1. Plus 1. Corect. Deci, trebuie să facem 901 ori 9 plus 1. Și cât trebuie să ne dea obligatoriu? Știm rezultatul? Da. Este corect. Da? Cât trebuie să dea? 8109. Așa, 8109. 9 plus 1. Și face? 8110. 110. Este corect, da? Deci din nou respectă formula de sus. Deși da, așa să dată. Bine, putem să facem un 8000. Putem să facem cum mai punem încă un 0? Mai punem încă un 0. N-are importanță. Și mai am încă un 0 acolo și încă un 0 și 2-0. Deci cu cât când am coborât, dacă s-a făcut suficient, vedem dacă se cuprinde, nu, se cuprinde, punem 0 ori. După aia punem 2 acolo, după aia 3, după aia 4. Da, depinde câte cifre coborâm, nu? La ce ordine suntem și de câte ori se cuprinde. Totdeauna testăm. Deci, când am lipit o cifră, imediat o să atem dacă se cuprinde. 100, 100 se cuprinde 9. Mai întâi, nu așa. 11 ori. Nu, păi nu, luăm de rând. A fost întâi 10-a? 10. Și, da? Deci nu câte două cifre punem odată. Pe rând câte o cifră. Dragule, o să mai exersăm pe... Am un problemă. Hai, poate. Să vedem repede problema ta. Așa. Ne-am amintit aici tabla la împărțire, o să mai exersez cu la împărțire și mai ales mă interesează la împărțire să faci următorul lucru, să faci proba. Totdeauna facem proba, pentru că ăsta este secretul. Am făcut o treabă bună sau nu? Da. Păi asta e proba. Câtul lor împărțitorul plus restul dacă ne dă de împărțitul. Dacă da, e treaba bună. Dacă nu ne dă, e, asta e povestea. Am greșit. Așa. Citește. Te rog. Bine, x împărțit la z minus 9. X împărțit la z. Minus y împărțit la z egal cu 5. Și x minus y egal cu 20. Determină z. Aha. Z. Deci să-l vedem. Z deci asta z este egal. Z egal semnul întrebării. Aici e povestea. Nu se prea n-am putut o dată. E prea greu. Așa-i, mă. Nu, dacă ar fi o problemă de chestie. Păi se țere câte de două ori. Așa-i, aici e povestea. Aici trebuie să vedem noi cum să gândim exercițiul. Păi... X ar putea să fie 5. Z ar putea să fie 5. Uite ce să-ți fac eu. Să-ți fac așa. Nu știu. 25 împărțit la 5 minus 10 împărțit la 5 egal cu 5. Da. Ia să facem calculul. 25 împărțit la 5 este egal cu 5. Da. Plus 2 egal cu 7. Minus 2. Minus 2, da? Minus scăderea. Egal cu 3. Minus rezultatul împărțirii. Egal cu 3. Da? Deci este un rezultat care îl avem. Dar dacă aș fi făcut așa, 15 împărțit la 5, cât ar fi fost? 3. Bă, ce chestie. Și 15. Dar 15 ăsta de unde a rezultat? De 25. Din 25 scăzut 10-le. Uite, 25 scăzut 10. Fac 15. Fac 15. Și cum îți faci împărțirea? De același rezultat. Aici e interesant este. Deci asta de aici s-ar mai putea scrie cum? Păi nu știm x-ul măcar. Nu știm pe x. Hai să ne închipăm că ăsta a fost x-ul. Ăsta e 0. Ăsta e y-ul. Și ăsta e z. Da, dar nu mai fi...
să facem acum o șmecherie, să ne uităm în stânga-dreapta. Cum a ieșit 15 ăsta? 15. Din a X minus Y. X minus Y. Și pe urmă învățăm la 5, da? Păi ia uite, nu seamănă cu ce avem noi acolo. Nu. No. De ce? Cât trebuie să fie? Ba da. Merge, nu? Deci să zicem X minus Y și totul într-o paranteză împărțit la Z egal cu 5. Nu? Trebuie să fie egal cu 5. Da, dar X minus Y nu va face. Ori știm, știm cât este X minus Y. Da, dar da, la aceea nu mai face 25 până 10, va la 15. Bun, noi am luat un model aici. Noi am luat modelul ca să ne vin, să ne prindem de aici, din egheșițul ăsta. Deci privim la egheșițul de aici, privim și în partea asta, să ne vină în minte ideea că, fapt, ce se întâmplă? Faptul că și X-ul se împarte la Z și Y-ul se împarte la Z, atunci să facem X minus Y împărțit la Z. Deci de aici e șmecheria. Mai vezi încă o dată? Deci ăsta l-am notat X-ul cum e și aici. Y, Z-ul este aici, Y-ul 10 și Z-ul 5 și mi-a dat calculul făcut 3. Și am constatat că și 15, care este X minus Y, 25 minus 10, împărțit la 5-ul ăsta. Deci am vrut să mă folosesc eu de acest model ca să mă pot lipi de ieșițul de aici. Deci cum aș putea să scriu de noi ieșițul? Acum te văd dacă înțeles. 25 împărțit la 5. 25 împărțit la 5, da? În cazul nostru, X împărțit la Z. Cum am văzut eu? Cum a ieșit 15 ăsta? Ce am zis eu? X minus Y. X minus Y. Totul de împărțit la Z. 3. La Z. La Z în cazul nostru. Da? La Z. Egal cu 5. Pe de altă parte, X minus Y, cât este? 5. 15 împărțit la cât? 20. 20, da? 20. Da, da. Și acum în loc de X minus Y punem cât? 20. Și apare 20 împărțit la Z. Egal cu 5. Cine e Z? 4. Deci rezultă că Z egal cu 4. Atât am întrebat nou. Cât este Z? Da, dar nu vreau să înțeleagă deloc. Haideți să mai încercăm o dată, da? Faceți să ne-am înțeleagă. Da? Eu trebuie să fac așa fel acum lucrurile ca tu să înțelegi bine. Da? Deci, eu am înțeles că dacă am două numere împărțite și scăzute între ele și dacă am același lucru la împărțitor, vezi, Z-ul este același și la prima împărțire și la a doua împărțire. Când am același lucru la împărțitor, împărțitorul este același, atunci eu pot să pun X minus Y și pe lângă împărțit tot la un singur împărțitor. Deci pot să fac X minus Y. Ca să mă fac mai înțeles, am să plec așa. Uite, Mario. 3 înmulțit cu 5 plus 4. Cu cine este egal? 3 înmulțit cu 5 plus 4. 3 înmulțit cu 5 plus 4, 9 ori 3 este egal cu 27. Egal cu 27. Da? Acum, dacă voi spune 3 ori 5 plus 3 ori 4. Nu am mai făcut chestia asta. Da. Deci bine, 3 ori 5 plus 3 ori 4. Și cât face 3 ori 5? 3 ori 5 este egal cu 15. Așa. Plus 3 ori 4? 12. 3 ori 4, 12. Și rezultatul este? Rezultatul este 27. Tot 27. De aici aș trage concluzia că 3 pe lângă 5 plus 4, 3 mulțit cu paranteza asta, înseamnă să mulțim pe 3 și cu asta și cu asta. Noi am mai făcut asta de foarte multe ori. Da. Se cheamă asta, proprietatea asta, cum se cheamă? Distributivitate. Se distribuie mulțirea și adunării și scăderii. Deci
se distribuie semnul de înmulțire la ambii termeni. Da? Asta este distributivitatea. Încă o dată. Deci, deci înseamnă că eu spun așa, 3 ori 5 plus 4 egal cu 3 ori 5 plus 3 ori 4. Da? 3 ori 5 plus 4 egal cu 3 ori 5 plus 3 ori 4. La împărțire, șmecherea merge tot așa de bine. Dar adunarea împărțit la... Deci, dacă aș avea așa, 9 plus 3, 9 plus 3, ești atent la mine, te rog. Nu, nu ți-e clar ce vreau să fac și de ce ești. Nu ești tu de vină. Eu sunt de vină. Da? Mai unul așa asemănător. Ia da, să vedem da, dacă da, știi da. Să-l faci. Un pic, trebuie să mai insist aici. Aici, că vrem Mario, vina este a mea când mă fac înțeles. Da? Uite așa. 9 plus 3 împărțit la 3. Ce este 9 plus 3? Ce face asta în totalitate? Cum se cheamă asta? De împărțitul. Corect. Și dacă fac calculul, 9 cu 3 cât face? 12. Și ar fi 12 împărțit la 3. Da. Egal cu cine? Egal cu 4. 4. Perfect. Pe de altă parte, 9 împărțit la 3 plus 3 împărțit la 3 este egal cu? 3 plus 1. 3 plus 1, da? 3 plus 1 și egal tu ești tot cu 4. Chestia asta îmi spune, fiindcă mă duci la același rezultat, înseamnă că partea asta e exact asta. Da? Și atunci eu pot să spun aici că 9 plus 3 totul de împărțit la 3 este egal cu 9 împărțit la 3, adică primul împărțit la 3, plus 3 împărțit la 3. Adică pe fiecare se împart la 3. Da? Da. Mai luăm un exemplu. Uite, 27 plus 15 plus 9 totul de împărțit la 3. Cum ar fi egal? Ar fi egal 27 împărțit la 3. Perfect. 27 împărțit la 3. Plus 15 împărțit la 3. Plus 9 împărțit la 3. 9 împărțit la 3. Deci asta s-ar întâmpla. 15 împărțit la 27 împărțit la 3, 5 împărțit la 3. Și cât face ca rezultat, te rog? Ca rezultat? Așa. Nu total, pe rând. 9 plus 5, 14 plus 3, 9 plus, plus cât ai 5, plus 3. 3. Rezultatul este, așa cum ai spus tu, 17. 17. Deci, dar dacă ar fi fost scădere aici, facem scădere aici. Da? Deci, de împărțitul tot, înseamnă, pe fiecare în parte se împart la 3. Și acum invers. Dacă am împărțire și ăsta e împărțit la 3, și ăsta e împărțit la 3, și ăsta e împărțit la 3, se poate scrie ăsta plus ăsta plus ăsta și totul de împărțit la 3. Da? Deci eu pot să citesc egalitatea cum se citește. Și din dreapta spre stânga și din stânga spre dreapta. Mai precis. Mai iau încă un exemplu. Că vreau neapărat să mă asigur că tu ai înțeles treaba asta. Dacă... Da, da. Mai ești un laș. Deci, 27 împărțit la x plus 9 împărțit la x
minus 3 împărțit la x egal cu. Cum ai mai putea să scrii tu chestia asta? Fiindcă și ăsta se bate la x, și ăsta se bate la x, și ăsta se bate la x, cum ai putea să scrii exercițiul ăsta într-un alt mod? 27 împărțit la 9. Nu. Că la x. De care se bate la x? Faci cu paranteză. Asta înseamnă 27. Și împărțirea s-o faci la sfârșit. 27 plus 9 și plus minus 3. Și până totul de împărțit la x-ul acela. Că după ce faci asta, fiindcă fiecare se împarte la x. Deci nu mă interesează rezultatul, mă interesează ideea, dragule. Mă interesează să înțelegi că ăsta de împărțit fiind la același lucru, ăsta la același lucru, ăsta la același lucru, putem gândi, împărțirea să o facem la sfârșit, la final, reușim de fapt să de împărțitul să-i adunăm sau să-i scădem după cum indic acolo. Deci o să spunem cum, te rog, să mă ajuți. Dictează. 27 plus 9, da, minus 3, așa, totul de împărțit la, și la sfârșit să împărțim la x. Și atunci, ca și calcul, vine cât aici? 33 împărțit la x egal cu? Egal cu cât? Dacă eu dădeam rezultatul, iată, îl dau acum, egal cu 11. Și dacă spune egal cu 11, egal cine? Trei. Și atunci rezultă x egal cu 3. Vezi? Așa, dacă încercăm pe fiecare să facem împărțirea, ne știm să facem pe fiecare în parte, facem după șmecheria asta, la sfârșit împărțirea, facem în felul ăsta tot ce înseamnă de împărțit. Facem operațiile care se impun de adunare, de scădere, da? Și încă un alt exercițiu. Uite, 25 împărțit la x minus 15 împărțit la x plus 5 împărțit la x este egal cu 3. Egal cu 3. Eu zic 3. Să vedem aici cât... Cine este x-ul? Cum a fi tu pe x? X egal 25 minus 15. Nu x egal. No. Gândim așa. Altfel, echivalent cu scrierea următoare. Spune, fiindcă și 25 de împărțit, și 15 tot de împărțit, și 5-ul ăsta de împărțit, la același împărțit. 25. Atunci o să zicem 25. 25 minus 15. Așa. Plus 5. Și la sfârșit să facem împărțirea la x și să ne dea, spune exercițiul 3. Și atunci, calculul care? Asta-s corect. Da? Și calculul care va fi aici? 10 plus 5, 15. X împărțit la... Nu x. 3 încă. Păi aia este 15, 4. Păi așa înseamnă echivalent. Poți spune că 15, așa trebuie să spui. 15 împărțit la x egal cu, cu 5, egal cu 3. Și împărțitorul atunci împărțit x egal, 5. X egal cu 5. Am înțeles. Ai înțeles șmecherea acum, să-i faci la ghiștul nostru? Nu am înțeles în prima fază și eu până când nu înțeleg, nu mă despar de ghiștul. Și dacă nu, să le puneți la fel, dar este 25. Pe 25 îl notați cu A împărțit la X minus B împărțit la X plus C împărțit la X. Îi dați suma și să vedeți dacă se scurcă. Nu, da, nu. Uite ce frumos s-a explicat domn profesor. Nu. Mai mult de atâta... Trebuie să te concentrezi un pic. Da? E foarte important. Foarte frumos exercițiu. Insistăm că vreau neapărat. Să înțelegi. Să înțelegi că eu am convingerea că reușesc să fac să înțelegi. Că dacă nu, nu mai veneam aici. Da? Da. Deci începem, da? Da. Cum ajuns tu? Deci facem cum? Ha. Cum vreți dumneavoastră. Așa cum vreau. Bun. Ne îndreptăm ochii spre ieșitul ăsta să-l facem acum. Da. Deci, în cazul ăsta... Vreți să vă dau unul asemănător? Ia, te rog. X împărțit la Y. X împărțit la Y. Plus Z împărțit la Y. Z împărțit la Y. Egal cu 10. Egal cu 10. Și X plus Z.
X plus 10. Așa, egal cu 40. Egal cu 40. Hai să facem. Hai să vedem. Deci, de împărțitul X, de împărțitul din pacii 10, împărțitorul indiferent este același. Care e împărțitorul pe amândouă? Y. Y. Bun. Și cum facem noi asta? Echivalent. Echivalent că X plus 10 este egal cu 40. X plus Z. Stai să văd, dar nu văd eu X plus Z cum a apărut. Aici mă uit. Păi Y și Y? Y e același. Împărțitorul este același ca și acolo, în cazul nostru, X, X, da. X. Da. Și cum scriem X, asta? X plus Z. Așa. Așa. Împărțit la Y. La Y? Așa trebuie să egal cu 10. Egal cu 10. X plus Z este egal cu 40. Dar noi știm, că X plus Z este egal cu 40. 40 împărțit la Y. Și de aici rezultă că 40 împărțit la Y este egal cu 10. Echivalent cu Y este egal cu 10. Y egal cu? 4. 4. Cu 4. Bun. Deci, șmecherea toată asta, să vezi, este același împărțitor. Și atunci, de împărțitul ăsta, și ce mai trebuie? Alguna cosă, dacă ai fost scădere, scădere. Cum este aici? Corect. Scădere. Hai să-l facem și pe cel de sus. Hai să ne facem și la acela. Deci vine X împărțit la Z, minus Y împărțit la Z, egal cu 5, și de desubt X minus Y, egal cu 20. Te rog, ajută-mă. Z se repetă. Da, împărțitorul este același, așa să spui tu. Împărțitorul este același, știu cum să fac. Echivalent. Da. X minus Y. X minus Y. În paranteză, totul de împărțit la Z. Da. Și știm că X... E egal cu 5, da? X minus 9 este egal cu... X minus Y. X minus Y noi știm. Egal cu 20. X minus Y știm că e egal cu... Împărțit la Z este egal cu... Și atunci aici rezultă că... Dacă Z... 20 împărțit la Z este egal cu 5. Echivalent că Z este 20 împărțit la... 5. Da. Este egal cu 4. Corect. Da? Egal cu 4. Deci, iată că am reușit. Toată poanta este să vezi că Z-ul este, împărțitorul este același. Același. Dacă nu este același, nu mergi. Nu mergi, și se întâmplă dacă nu este același? Atunci, ieșiți-l, nu poate fi făcut. Decât așa. Deci, dacă vedem în felul următor. X împărțit la Z plus Y împărțit la... Y. Tot la Z. Tot la Z. Minus... P împărțit la Z este egal cu... Dar trebuie să mai dau o... Trebuie să dau o relație cu trei necunoscute, da? Cu X, Y și T, pe urmă de sub. X, Y și T este egal cu... X plus Y trebuie să dau. X plus Y minus P egal cu... Să dau un răspuns. 35. Bun, dacă tu spui 35, atunci vizăm pe Z-ul să fie 5, și 35 împărțit la 5 va face 7. 7. Deci atunci spun rezultatul 7. Da? De echivalent. Așa, asta e echivalent. Cu. Fiindcă avem același împărțitor. X plus Y minus T. X plus Y minus T. Împărțit la Z. Da. Este egal cu 7. Așa. Noi știm că X plus Y minus T este egal cu 35. Exact. Iar 35 împărțit la Z. Și de aici înseamnă că avem relația 35 împărțit la Z este egal cu 7. Cine să fie, cine să fie? Echivalent 35 împărțit la 7 este egal cu 5. Atunci Z-ul este 5, da? 35 împărțit la...